Trăinul. E noapte rece, vântul bate cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea, nici să nu rape drum de frig. Ce bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-L mulțumesc, cum L-aș primi să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe gene-mi cade toropiala și-a dormit așa de ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum. Mă uit la oră, e târzie, numai tâlhare umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă alte două, trei. Și strig atunci, cine-i acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi și sunt obosit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-oi pomeni. Primește-mă doar până mâine, cam înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung. Mă strecurai lângă fereastră să-l văd prin geamul aburit. Era urât și plin de zdremțe, părea murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine, uscat este să-mi-l dai, și dorm și jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. Gândit-o m-am o clipă lungă și am strigat apoi răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi ce-ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. I-am auzit cum pașii afară, încet, încet s-au depărtat, până ce liniște doar vântul, a mai rămas stăpân pe sat. Și, mulțumit, în patul moale am adormit apoi curând, dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă dintr-un nor de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că-mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta. Din pâinea ta am vrut la cină să iau un colț ca partea mea. Dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap și eu să dorm în ea. De ce nu vrei să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până când norul s-a luat și am înțeles că el fusese prin beagul ce l-am alungat. Trezit din somn, de înfiorare, am alergat afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai! De mult plecase omul în întunericul pustiu, doar vântul îmi striga din ramuri, că mă trezisem prea târziu, e prea târziu, e prea târziu. Amin.